Tema anului 2017 pentru Ziua Bolilor Rare este cercetarea, pentru că peste 95% din bolile rare nu au încă tratament nicăieri în lume. Multe dintre ele nici măcar nu poartă un nume. Este nevoie de specialiști în genetică și nu numai, de finanțare, colaborare între instituțiile medicale. Este nevoie ca fiecare astfel de pacient să știe că mai există încă un om cu aceleași simptome ca și el. Mihai Arsenie aduce ca de fiecare dată jurnalul special cu știri din zona disabilității. Tot la Fără Prejudecăți îl veți cunoaște și pe Kyle, un tânăr care, în ciuda faptului că a rămas fără brațe și fără picioare, a devenit campion național la lupte, are propria afacere de fitness și escaladează cei mai înalți munți din lume. Tot la jurnalul special aflați povestea extraordinară a unei familii speciale. Marianne și Tommy au sindromul Down, însă asta nu i-a împiedicat să-și întemeze o familie fericită, iar asta s-a întâmplat acum 20 de ani. În platou vine și Alex Bologa, prieten al emisiunii Fără Prejudecăți, care a reușit o nouă performanță. Sportivul nevăzător a câștigat medalia de aur la campionatul Open de judo din Germania. Emisiunea Fără Prejudecăți poate fi urmărită în fiecare vineri de la ora 17 pe TVR Cluj și în reluare sâmbăta de la 13:30 pe TVR 3.